Un apel disperat pe o rețea de socializare a unei femei din localitatea Costești a pus în mișcare polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău. Stăpâna unui motan cerea ajutor internauților după ce acesta a venit acasă lovit în zona gurii. Reprezentanții Biroului nu au stat pe gânduri și au ajuns la casa femeii, de unde au luat animalul și l-au dus la un medic veterinar. A fost contactată persoana, proprietarul animalului, pentru a ne relata cauzele și împrejurările care acest animal a suferit vătămări. Având în vedere acest aspect, pentru că doamna solicita sprijin să transporte acest animal la un medic veterinar, am intermediat acest lucru, găsind un medic veterinar, doctorul Budișteanu, de pe raza municipiului Buzău, care ne-a asigurat de tot sprijinul. Motanul Micu este acum în afara oricărui pericol și se recuperează.